Mii de turiști au ales să-și petreacă vacanța de final de an în stațiunile montane din Valea Jiului. Cei mai mulți dintre ei preferă Straja, în munții Vâlcan, unde sezonul de iarnă este în toi. Stațiunea hunedoreană are deschise 3 pârtii, iar tunurile de zăpadă funcționează noapte de noapte pentru a compensa lipsa zăpezii. Copiii sunt încântați de locul unde distracția este la ea acasă. Primul peschiul plătește înghețată la toți! Hai! Situată la o altitudine de peste 1400 de metri, Straja este recunoscută ca o stațiune montană prietenoasă mai ales cu copiii și cei care deprind tainele schiatului. Peste 2000 de iubitori ai sportului de iarnă schiază în aceste zile pe cele 3 pârtii din stațiunea hunedoreană. Unii vin aici regulat, iar alții ajung pentru prima dată. Bravo, copii! La virajul în dreapta voastră! Bun, foarte bine! Și acum stânga! Bravo, Andrei! Foarte bine, copii! Auzisem tot fel de lucruri bune despre Straja și am zis să încercăm să pierdem prima dată când venim aici. Și cum vă simțiți? Foarte bine și cred că o să revenim. Că este cea mai aproape stațiune de noi, noi fiind din Hunedoara, și este cea mai accesibilă. Și la preț, și la drum. Și cum vă simțiți în Straja? Frumos, e frumos. Iar în ultimii ani s-au făcut mult mai multe. Ce părere aveți despre starea pârtilor? Cum vi se pare? Condițiile date nici nu se puteau mai bune. Deci administratorii pârtilor au făcut un efort deosebit, le mulțumim. Pentru că altfel te uiți de jur împrejur, nu prea este zăpadă, un an sărac de început. Va veni ea, dar deocamdată ne mulțumim cu ce avem și avem condiții foarte bune. Stațiunea Straja are un complex turistic cu peste 200 de pensiuni, vile și case de vacanță. Prețurile diferă de la o unitate la alta, dar sunt mai mici decât în alte stațiuni din țară. Gradul de ocupare al unităților de cazare în Straja este de aproape 80%. Stațiunea montană are un domeniu schiabil de aproape 27 de kilometri, cu 12 pârtii de schi. În prezent sunt funcționale 3 pârtii, Platoul Soarelui, Mutu și Constantinescu, iar cei de la instalații lucrează pe schimburi pentru a acoperi nevoile stațiunii. Straja, în perioada sărbătorilor, se schiază pe 3 pârtii, funcționează 5 instalații de transport pe cablu, dintre care 3 telescaune, ceea ce e un plus foarte, foarte mare pentru stațiune. Am reușit să deschidem încă o pârtie în perioada Crăciunului și astfel schiem de la 1700 de metri altitudine. Marea majoritate cu zăpadă artificială, sezonul e destul de slăbuț în precipitații, dar ne bucurăm de soare. E temperatură în jur de 0 plus 2 grade, ne bucurăm de soare. De anul acesta, ca și noutate, avem parcarea de la parcarea telegondolei gratuită și am implementat un sistem de transport din parcare la telegondolă, totul gratuit. Cu sprijinul primăriei oferă această facilitate de parcare gratuită. Iar în stațiune ne bucurăm de zăpadă, vreme bună, turiști și condiții optime de schi. Zeci de monitori de schi calificați sunt dorniți să aibă ucenici care să deprindă cât mai repede tainele acestui elegant sport de iarnă, care oferă trăiri unice celor care îl practică. Apreciem extrem de mult eforturile depuse de administrația pârtilor, administrația Straja. Eforturile care le fac sunt extraordinar de mari pentru a menține calitatea bună. Numărul de turiști, după cum se vede, crește de fiecare zi, având în vedere că se apropie și anul nou. Intră și pachetele de Revelion în campanie. Sperăm să le putem oferi condiții extraordinar de bune tuturor celor care vin în stațiune.
Nici nu e de mirare că cei care ajung în stațiune stau pe pârtii de dimineață până seara. La Straja, muntele răsplătește iubitorii de schi cu priveliști minunate și apusuri de foc. Acolo, bravo! Bravo, minunat! Asta e! Bravo, excelent! Continuăm, să știi, nu opresc aici, n-aveți idee. Stați pe loc, vă fac și o poză. Super!